Sigur că mai întâi trebuie să constatăm, să, să sizem, uh, compoziția, să spunem așa, statistică, deci demografică, a valului de refugiați sau se, de, de migranți, pentru că este un flux migratoriu foarte puternic. E foarte greu să-i stabilim tipologia, dar, uh, în orice caz, cercetările efectuate și este ultima, de pildă, uh, evaluare statistică a Eurostatului și ei au determinat, de pildă, că ponderea sirienilor în acest flux migrator este de circa 20%. Prin mare, spus, compoziția este heterogenă. Sunt toate popoarele sau toate zone, întreaga zonă este implicată în acest flux migrator. Deci sunt din Afganistan, sunt din absolut toate, bineînțeles, din Libia, sunt din toată zona care a fost, într-un fel sau altul, implicată în răscolirile etnopolitice ale ultimilor 15-20 de ani. Din punctul acesta de vedere, putem spune că fluxul migratoriu este un răspuns la evenimente foarte puternice care au provocat acest tip de răscolire, de schimbare și de bulversare în zonă. În al doilea rând, trebuie să facem constatarea că, de pildă, nu există o corelație directă, imediată. De pildă, în Irak, schimbările s-au petrecut în 2003. Iată că acum fluxul migrator este cu o întârziere destul de mare. Sunt 12 ani. Și așa mai departe în al doilea rând sunt implicate, bineînțeles, popoare cu o compoziție sau cu o dimensiune demografică foarte diferită. Sirienii sunt circa 30 de milioane, dacă nu și mai mult, în vreme ce din Libia sunt doar 6 milioane. Prin urmare, este evident că participarea acestor fonduri etnodemografice la uh, compoziția fluxului migratoriu este uh, diferită. Pe de altă parte, aș vrea să, să mai fac o constatare Zona aceasta se uh, face parte din ceea ce Carl Schmidt, cunoscutul geoportician uh, uh, german, uh, încadrează într-un uh, spațiu mare, într-un grosraum. Este vorba despre Eurafrica. Eurafrica a fost un este un spațiu de un subcontinent scufundat. Dacă dacă istorici, de pildă, știu că în Siria, de exemplu, existau circa 60 de mănăstiri creștine. În clipa de față nu mai este niciuna. Prin mare alpinte spus, observați, compoziția este, sigur că Antiohia este în Turcia, dar Patriarhia Antiohiei este în momentul acesta la Bagdad. Deci, din punctul acesta de vedere, există o geografie spirituală scufundată și cu siguranță ceea ce se întâmplă acolo are legătură și cu riposta acestei geografii scufundate. Încât neîndoielnic, de pildă, bisericile într-o formă sau alta, își au propria lor reacție, atitudine și, bineînțeles, poziție foarte bine configurată, definită în legătură cu fenomenul acesta, cu fluxul acesta migratoriu. În plus, aș vrea să spun că, în clipa în care, de exemplu, avem în vedere modul în care se derulează acest tip de migrație, iarăși vom observa, de că Turcia a devenit un fel de, hai să spunem, poartă a acestui Orient un fel de poartă orientală, pentru că prin Turcia, Turcia fiind o zonă, o țară de tranzit, prin Turcia trec, vin toți acești migranți, fluxul migratoriu trece prin Turcia, Turcia deschide poarta sau o închide. Încât ultima poziție a lui Erdogan, de exemplu, este foarte lămuritoare. El a atras atenția la Bruxelles că Turcia a cheltuit ceva de ordinul miliardelor pentru migranți, pentru acești refugiați și, în consecință, cere un fel de re examinare a aspectelor legate de susținerea, de suportul acordat acestei populații în mișcare. Deci este, în al treilea rând, este evident, de pildă, că geografia de recepție Geografia politică și economică de recepție acestui flux migratoriu, la rândul ei, este eterogenă. Pentru că una este, de pildă, compoziția sau configurația Occidentului, unde, cum știm foarte bine, PIB-ul pe cap de locuitor atinge 50.000 de euro, pe câtă vreme, în zona noastră, de pildă, PIB-ul variază între 10.000-19.000 de euro pe cap de locuitor. În plus, de pildă, una este de pildă, o țară foarte puternic dezvoltată, industrial și puternic urbanizată și ca atare cu structuri bine consolidate, cum sunt, de pildă, cele din Occident. Și alta este o țară cu un fond rural foarte puternic. În România, 47% sunt țărani, sunt rurali și ei intră în raportul de 1, pe 7, 1 la 72. dintre spus, o oră a lucrătorului din Germania echivalează cu 72 de ore ale lucrătorului din agricultură mare, nu pot să ceri României, de pildă, mobilizare de resurse în aceeași manieră în care cer, chiar dacă, de pildă, gândești diferențiat cotele. Deci e clar că suportul pentru România este uriaș. În plus, de pildă, deficitul balanței comerciale arată foarte clar că în România există o dificultate majoră în ceea ce privește constituirea resurselor pentru a prelua și pentru a susține un asemenea tip de povară, de sarcină. Este o chestiune de mare, de înaltă responsabilitate. Jean că părerea mea este că dosarul fluxului migratoriu dinspre aceste popoare, care sunt popoare totuși lovite de acest, de această instabilitate, de această frământare, de această turbulență, este un adevărat tsunami etnopolitic care a lovit zona aceasta, a destabilizat-o și sigur că ă, soluția locală în clipa de față nu poate să apare sau să derive doar din partea, cum s spune, structurilor locale. De aceea sunt personalități care gândesc, de exemplu, o politică de delocalizare și, deci, de realocare, albintele spus, o construcție sau o implementare de activități, de structuri economice, industriale și așa mai departe în țările de origine ale migranților, în așa fel încât problema și deci presiunea aceasta a populației destabilizate să fie treptat, progresiv asimilată în țările de origine. N-am pus în discuție, pentru că sunt aspectele acestea complementare, ceea ce reprezintă tensiunea geopolitică a zonei. După cum știm foarte bine, acolo sunt tensiuni foarte mari în ceea ce privește geografia spirituală, religioasă a zonei, suniți și iți, vahabiți și așa mai departe, apropo de Arabia Saudită, care la rândul lor aceste tensiuni spun exercite presiuni fantastice asupra stabilității. Deci o soluție la problema aceasta nu poate să fie una simplă, adică strictamente una economică. După părerea mea, în primul rând, ea este, trebuie să fie o soluție spirituală, adică de reașezare în structurile, să le spunem așa, complexe și de profunzime uh, ale, ale locului, atât a, activităților economice, cât și, bineînțeles, a vechilor stabilități. Căci în Siria, de pildă, a existat o clasă mijlocie foarte puternică. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. În clipa în care într-un stat ai dizlocat clasa mijlocie, ai vulnerabilizat fantastic statul și societatea respectivă. Pentru că, o, o, în clipa în care dispare clasa mijlocie, apare automat, în chip mecanic, polarizarea societății respective. Și deci este o presiune teribilă. Adică, este apare un alt tip de provocare, de problemă socială, pe care trebuie să o rezolvi altfel. Deci, cu ce elemente să o rezolvi? Dau un exemplu, de pildă. În momentul în care s-a destabilizat Europa Centrală după căderea Imperiului Austro-Ungar, de exemplu, și un unul dintre cei care au devenit atunci ministru de finanțe, el a gândit un răspuns la problema respectivă. Austria era destabilizată, era o nenorocire, era un haos, într-adevăr. Și atunci el a spus, domnule, eu pot rezolva chestiunea. Plus că avea datorii uriașe de război. Dacă voi pune impozite pe proprietate, dar nu pe afaceri. Dar asta pentru că erau într-adevăr proprie, proprietari puternici. Adică era o clasă proprietară puternică. Și atunci soluția a funcționat acolo. Dar nici acolo și el a tras atenția asupra riscului de a utiliza mecanismul statului care impozitează ca singur răspuns la o asemenea provocare. Deci sunt soluțiile apar în, în contextul acesta numai dintr-o conlucrare a forțelor deopotrivă politice, dar de deopotrivă și a forțelor, dacă vreți, de gândire strategică, adică a strategiștilor din zonă și din lume. Și nu întâmplător, deja apar semnele unui, dacă vreți, unei coexistențe, unui consens nou, inclusiv la nivelul marilor puteri, în legătură cu provocarea, cu problema care a apărut în zonă. este clar că, de pildă, procesul mondializării în clipa, de față, ele însuși este, a, a, cum s -a Spune atins, afectat. Deci, în continuare nu se, mai poate, nu se mai poate oferi răspuns la problema globală fără un răspuns adecvat la problema locală. Și lucrurile, după cum vedem, sunt legate. În plus, cum spune unul dintre mari geopoliticieni britanici, McKinder, în clipa în care, de pildă, se produce o destabilizare a zonei acestea de crescent interior, zona aceasta, semiluna interioară, adică zona de țărm, a unei mari, a Eurasiei, cum ar veni, și asta intră în zona de țărm a Eurasiei, adică în zona de Crescent, cum o numește el, sau Rimland, cum numește Spikeman, în clipa în care se produce o destabilizare, este afectat întregul echilibru, întreg echilibru eurasiatic. Eurasia este. Pentru că ținta acolo este heartland planetar. Deci, toată geografia politică, economică, spirituală, culturală este în felul acesta afectată. Este altminte spus. Atinsă de acest teribil tsunami, care are un loc undeva, dar după aceea se desfășoară cu efecte devastatoare pe întreaga cuprindere a să spunem geografiei planetare în momentul acesta. Deci, problema este de maximă responsabilitate pentru toate forțele care gândesc starea lumii. Deci, care, alții spus, au acces la. Gândirea strategică planetară, evident că este vorba de mari puteri, este vorba în același timp de responsabilitatea puterilor regionale, oricât de, de irelevante par a fi, între care, bineînțeles, România are o poziție geostrategică, după părerea mea, esențială, încât provocarea pentru strategiștii români este foarte mare, pentru cei care gândesc starea, condiția statului român în noua configurație. Adică în raport cu acest tip de provocare. Fiindcă nu este o provocare simplă, nu e faptul că primești o cotă de refugiați, le dai, le asiguri una de post, puți ceva mâncare și mai departe. Nici asta nu e simplă. Pentru că toate calculele pe care noi le-am făcut, de exemplu, ce însemnează presiunea acestor refugiați din punct de vedere economic, adică al costurilor, arată foarte clar dacă, de pildă, luăm în calcul niște valori ale costului coborâte modice, asta înseamnă cam 4.000 de euro pe an pentru un refugiat. După cum știți, cifra se ridică în, 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 în ceea ce gândesc de strategiștii europeni la 6.000 de euro, dar care este acordată doar pentru un an, după care nimeni nu mai vrea să știe despre această problemă. Dar așa procedând, dacă ai 7.000, gândiți-vă, sunt teată 300 de milioane de euro anual. Pe care trebuie să-i scoți. Deci este o, e o presiune reală, este o problemă foarte serioasă. Încât în clipa de față, după părerea mea, centrele de gândire strategică, specialiștii români sunt somați cu gândirea și cu rezolvarea acestei chestiuni într-o asemenea configurație, pentru că altminteri problema riscă să ducă la efecte secundare neprevăzute, impredictibile și în felul acesta să blochezi reacția, bineînțeles, adecvată a factorilor responsabili vis-a-vis -vis de această chestiune.